Atenție mare! Infractorii se pare că sunt puși pe fapte mari și găsesc fel de fel de metode ca să-și atingă scopul. Alarma a fost dată în Ploiești pe o rețea de socializare, chiar de către un tânăr care ar fi putut să cadă victimă celor certați cu legea. A povestit totul polițiștilor. Practic, este vorba despre cetățeni care opresc șoferii sub pretextul că au pană la mașină. Apoi urmează rugămințile. Practic, persoana a sesizat faptul că ar fi fost oprită de către doi bărbați care, pretinzând că ar fi avut probleme cu autoturismul folosit de către aceștia, i-ar fi cerut un telefon mobil pentru a suna o cunoștință. Refuzând solicitarea acestora de a le înmâna telefonul în schimbul unui inel pretins din aur, s-a îndepărtat și a semnalat situația respectivă unei patrule de poliție. Victima ar fi putut să cadă și un fost jandarm și el a anunțat polițiștii că în zona Vega sunt doi bărbați care susțin că au pană la autoturism. Un autoturism cu numere de matriculare străine, oprit la marginea părții carosabile. Ocupanții acestuia semnalau participanților la trafic o problemă și le solicitau să le dea un telefon mobil pentru a contacta o cunoștință în vederea rezolvării unor probleme. În ambele situații, mașinile folosite au numere de înmatriculare din străinătate. Nu se știe dacă cineva a căzut în plasa infractorilor. Cert este că trebuie să fim foarte atenți. În situația în care coborâți din autoturism, asigurați portierele, iar dacă vi se solicită telefonul mobil pentru o eventuală convorbire telefonică, sunați dumneavoastră, în niciun caz nu acceptați garanții. Foarte important, rețineți semnalmentele persoanei sau persoanelor care vă solicită ajutorul și, de asemenea, în cazul în care aveți dubii cu privire la veridicitatea celor spuse de persoanele care solicită ajutorul, nu ezitați să anunțați imediat poliția. În ambele cazuri, poliția a intrat pe fir, iar oamenii legii fac cercetări.